În data de 13 septembrie se sărbătorește Ziua Pompierilor din România. Cu ocazia sărbătorii acestui eveniment, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș va desfășura mai multe exerciții și aplicații demonstrative. De asemenea, pompierii călărășeni vor prezenta publicului larg, cu ocazia Săptămânii Porților Deschise, tehnica de intervenție folosită în situațiile de urgență și în misiunile specifice. În data de 13 septembrie, începând cu ora 10, la reședința inspectoratului se vor desfășura mai multe activități în prezența oficialităților locale. În cadrul evenimentului vor fi avansați în grad pompierii militari care s-au evidențiat în activitate obținând rezultate deosebite, vor fi premiați câștigătorii concursurilor sportive dedicate acestui eveniment, invitații la manifestare vor putea vedea echipamentele de intervenție și cele mai noi autospeciale intrate în dotarea unității și vor avea loc exerciții demonstrative, simulări de stingere a incendiilor, salvare persoane din diferite medii și salvări de la înălțime.